Pentru ceea ce urmează după aceste alegeri, care sunt un simptom al celor care vin în septembrie, dacă se vor ține în septembrie cele prezidențiale, și în noiembrie-decembrie pentru cele parlamentare. Rezultatele acestor alegeri vor reconfigura nu doar lupta pentru putere, ci și alianțele care se vor alcătui pentru cel mai important pentru alegerile prezidențiale. Și anume cele cel că după aia s-ar putea să fie alte alianțe, da, față de cele care ar putea fi până la prezidențiale. Se poate și asta. Sigur, se poate. Altfel, vreau să te întreb, pentru că știm multe dintre rezultate, sau cele mai importante, vreo surpriză, ceva? Credem că știm, nu știm nimic. Credem, trăim cu impresia că știm, dar... Procesele verbale s-au făcut deja de ieri. Procesele verbale sunt semnate deja, dar... Da, sigur. Mai dar nu avem voie să vorbim despre ele. Nu avem voie să le dăm, putem să comentăm. Da. Mai sunt câțiva saci care, întotdeauna saci, la sectorul 1, la sacii, da. După miezul nopții se mută saci acolo și se numără altă. Pentru ajustările fine. Vreo surpriză din tot ce știm în momentul ăsta? Nu prea. Jocul sondajelor de opinie pe surse continuă, este agită, masele încearcă după unii să-ți dai candidatul într-o poziție avantajoasă, poate chema electoratul la vot garantându-i o surpriză, pentru alții poate să fie inhibarea electoratului, nimeni nu știe ca la pescuit, nu știi niciodată în ce zi și cu ce scule și cu ce momeală vei prinde sigur. Tu știi că ai avut și o revistă de pescuit la un moment dat. Da. Cea mai bună producție jurnalistică pe care am avut din ultimii 35 de ani. Domnule Severin, cum vedeți aceste alegeri? Bine, în primul rând, dacă vorbim despre alegerile europarlamentare, nu știu exact cu ce le comparăm, pentru că pentru că asocierea lor cu alegerile locale deja asocierea face dificilă comparația cu trecut. La nivel european, aș spune, din câte îmi dau seama, va fi o prezență mai mare. S-a vorbit că și aici este o prezență mai mare. Nu știu dacă prezența asta mai mare se datorează interesului crescut pentru alegerile locale sau interesului crescut pentru alegerile europene. Dar discutam astăzi cu cineva și spuneam că, vorbind de alegerile europene, trebuie să ne amintim ce ne-a făcut Uniunea Europeană în timpul crizei COVID-ului, pandemiei COVID-19, cum ne-a tratat. Trebuie să ne gândim la milioanele sau zecile de milioane, sute de milioane de doze de vaccinuri care au fost cumpărate pe contracte pe care nimeni nu le-a putut cerceta după aceea și care miros de la mare distanță de corupție. Să ne gândim că Uniunea Europeană ne-a împins într-un război care se reflectă și în creșterea prețurilor la modul general, se reflectă într-o criză economică care marchează întreaga Uniunea Europeană. Prin urmare, ce pot constata europenii, cetățenii europeni de origine română alături de cetățenii europeni de altă origine? Că Uniunea Europeană e importantă. E importantă pentru că poate face rău și dacă poate face rău, înseamnă că poate face și bine. Și în dacă acest lucru se descoperă, poate că interesul pentru aceste alegeri crește. Aș face o remarcă apropo de ce spunea domnul Bușcu mai devreme, că spunea în contextul conversației noastre oarecum mai vesele în acest moment, probabil că tristețea vine mai târziu, mai pe seară. Deci că astea indică ceva în perspectiva alegerilor care urmează în toamnă, iarnă și care, dintre care cele mai importante vor fi alegerile prezidențiale. Eu folosesc prilejul pentru a sublinea odată în plus că numai în mentalitatea noastră alegerile prezidențiale sunt cele mai importante. Președintele României, potrivit Constituției, nu are absolut niciun instrument executiv. Singurele instrumente mai importante sunt în cazul în care România este atacată, intră în război și asta numai în primele zile de conflict. Președintele nu are. Există această idee în România persistentă și repetată că el se ocupă de pildă de politica externă. Nu e adevărat. Nu are nicio excepție atribuției de a semna tratatele negociate. Păi nu conform Constituției, dar noi chiar s-a ocupat. Adică... Asta e altceva. Asta e altceva. Deci foarte bine spus. Credeți că se va schimba ceva? Eu nu cred ce... mi-aș permite puțin să fiu de acord cu dumneavoastră ca să pot să vă contrazic imediat. Președintele României este într-adevăr
o persoană extrem de puternică și după mine alegerile prezidențiale sunt fundamentale în, în mecanismul puterii. N-aș vrea, adică noi facem greșeala sau dumneavoastră zic în ceea ce ați spus până acum, faceți o mică eroare și anume confundați o realitate constituțională cu o practică foarte bună. Adică sigur că teoria e, e așa cum spuneți. Însă, practica de până acum, cronologia faptelor președinților, da, chiar dacă ar scrie la postul exact lui Biden... Da, 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 deci, depinde din păcate, în ce... sunt de acord cu antevorbitorul meu și din momentul ăsta e clar că sunteți în, asta îmi place, sunteți într-o minoritate și va trebui să reveniți poate la pauză după 90. Eu mă simt foarte bine în minoritate și ce spun, asta nu e teorie, legea nu e teorie, Constituția nu e teorie. Nu, dar practica e exact ce spunea Doru, că ultimii 20 de ani... Sunt de acord, deci ne aflăm într-o situație de lovitură de stat, că altfel nu se... Deci de negarea Constituției. Și eu din cauza asta spun, deci dacă dumneavoastră spuneți așa, domnule, într-un context în care Constituția e de facto, de fapt, dar nu suspendată. Este chiar suspendată, pentru că sunt niște puteri reale pe care le, care decurg către președinte nu chiar sunt. Din Constituție. Nu sunt. Dar aici n-are rost să ne certăm, adică certăm, să ne contrazicem, pentru că eu românesc, am două poziții președintele aici. Președintele controlează executivul pentru că numește primul ministru. Nu, nu are rost să intrăm da, în bun, detaliile acestea. Practica arată că el decide primul ministru. Nu, da? El, partidele decid primul ministru în funcție de rezultatul din alegeri. Asta deci, spune Constituția încă o dată. Încă o dată eu spuneam spun că n-are rost să stricăm o practică bună pentru o teorie respectabilă. Nu, practica e proastă, pentru că tocmai Constituția României, spre deosebire de pildă de Constituția Americană, Constituția unui stat care reprezintă o republică prezidențială și în care președintele e șeful executivului, Constituția Română nu are instrumente pentru a controla, pentru a limita activitatea președintelui. Bun. Deci când președintele unui stat care a fost conceput ca o republică parlamentară se comportă ca președintele unei republici prezidențiale, Constituția nu are mijloace pentru a sancționa eventualele derapaje. Și atunci e o Constituție făcută pentru, dacă, încă o dată, și ca să simplificăm, că e o discuție, într-adevăr, dumneavoastră sunteți aparent în majoritate, dar din anumit punct de vedere eu sunt în minoritate, în majoritate, pentru că am și scris Constituția și pentru că sunt și profesor de drept. Deci, într-o majoritate subiectivă. Subiect, da, într-o majoritate subiectivă. Nu, dar de fapt nu ne contrazicem. De fapt suntem în acord. Dumneavoastră vorbiți despre o realitate neconstituțională care se practică de 30 de ani și mai bine, poate. Deci chiar de când s-a adoptat Constituția. Eu vorbesc de o aberație constituțională care este tocmai realitatea pe care o descrieți și spun că dintre nefericirile noastre, dintre necazurile noastre, este că noi nu avem instrumentele necesare, planificate, mă rog, reglementate în Constituție, care să regleze activitatea unei persoane care se comportă ca președinte într-o republică prezidențială, ca șef de executiv. Cum ar spune Caragiale, corect, curat, neconstituțional, dar umflațil. Exact. Adică oamenii nu votează Constituția, oamenii votează președintele, cel care va fi șeful armatei, va numi magistrații, va fi în poziția de a decide judecătorii, va decide șefii serviciilor poliție, și datoria, practic va concentra în mâna lui, poate neconstituțional, aceste puteri. Și datoria noastră este să-i trezim pe oameni. Nu să le cântăm în strună, mai ales, nu să le, cum să spun, întărim eroarea, mai ales că noi suntem vinovați de această eroare. Presa... Asta care a făcut Constituția. Nu ne băgați pe noi din apriorii. Noi suportăm consecințele ei, să știți. Sunt un cetățean care suportă consecințele unei Constituții prost croită. Nu, ce e bine croită, încălcarea ei este proastă. De pildă, dumneavoastră, zic și eu, noastră așa, abstract, nu să vă luați de noi care abia am sosit în studio. Exact. Deci dumneavoastră ați perpetuat ideea, dumneavoastră, rectific. Noi presa, doi, ok, presa, puteți să personalizați ca să putem să-l contraatacăm. Presa a întărit ideea și o întărește mereu că președintele este cel care se ocupă de politica externă. E fals, potrivit Constituției, președintele nu se ocupă de politică. Are câteva atribuții foarte puține. Bun, haideți să... Nu, am terminat, știu, dar... Nu, e un dialog foarte liber și știți? Nu... Dar haideți să-i trezim pe oameni. Eu n-am o problemă, dumneavoastră, ce spuneți, asta e realitatea și eu nu vă contrazic deloc. Asta e realitatea. Eu spun că realitatea e aberantă, că realitatea e proastă, că sunt multe alte lucruri care în realitate sunt proaste. Prețurile sunt mari proaste, pensiile mi sunt proaste,
Modul, calitatea parlamentarilor este proastă. Calitatea candidaților la aceste alegeri este foarte proastă. Europarlamentare, foarte proastă. Foarte proastă, super proastă. Da. Și atunci ce spunem? Asta e realitatea, ne împăcăm cu ea? Nu, asta e realitatea. Bun. Și o încercăm să o contracarăm. Doru, dacă mai ceva spus de asta?